Avem finanțare europeană pentru înființarea a două centre destinate persoanelor cu dizabilități. Pe strada spitalului, în zona secției DIAP, vom construi un centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele adulte cu dizabilități și un centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități. Sală de kinetoterapie, fizioterapie, sală de împachetări parafină și namol, sală de masaj, alături de celelalte cabinete, psihologic, medical, de utilitățile respective, de sală de așteptare, centru de informare. Lucea are nevoie de un centru de recuperare, primul și în primul rând, și de un centru în care să-și petreacă timpul. Să socializeze. Să facă anumite activități recreative și să socializeze. Centrul de recuperare pentru persoane adulte cu handicap nu este. Peste 1.500.000 de euro, fonduri europene din PNRR, vor fi investiți în aceste două construcții pe o suprafață totală de 2.517 metri pătrați, pe care municipiul Tulcea a dat-o în administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială. Le mulțumesc tuturor colegilor implicați în obținerea acestor finanțări.